Vrem să transmitem un mesaj clar acestor decideri care au vândut și sunt România în continuare, bucată câte bucată. Demisia! 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 Nu vrem să fim conduși de hoți! 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 Am o satisfacție uriașă să mă uit și să văd în benzinărie NOMV că e gol, nu alimentează nimeni și că în sfârșit reușim să arătăm că nu putem fi cumpărați. Uitați-vă benzina cât nu a ieftinit-o și au bătut joc de noi în lunile trecute, din 6 lei, în momentul de față 6 lei și 22 de bani. Deci se putea fi 6 lei, știți că era 8 lei la un moment dat, da? Deci e putea să vină și cu 6 lei, ne-au băgat un pic de 2 lei. Își fac joc pe noi, dar iată că românii arată ultima picătură de demnitate și cu toate astea arată că nu pot fi cumpărați cu câțiva bani. Mă bucur că albaionienii în sfârșit s-au trezit și această lecție pe care o dăm astăzi arată că acea demnitate genetică ce stă la baza existenței noastre în sfârșit își arată puterea. Și sper ca să rămână lucrurile așa și în zilele care urmează și să vedem că nu mai alimentează nimeni din benzinăriile astea austriece, ca să înțeleagă și ei că nu pot să-și bată joc de noi la infinit.